răscolitor, și anume știm. Toți de aici știm? Toți știm ce trebuie să știm? Toți știm adevărul curat cum este El? Toți știm care este menirea noastră? Mulți se laudă că știu. Și unii au ajuns prin știință filozofi și alții au ajuns prin știință doctori în științe și alții au ajuns prin știință mari ingineri. Și alții au ajuns prin științe juridice, oameni de mare bază. Dar Pavel Apostolul se referă la noi, care suntem așa de cu puțină școală. Cum zicea el, uitați-vă printre voi, că printre voi nu sunt mulți de neam ales, nici cu multă școală. Domnul Iisus Hristos zice în Evanghelia lui Matei, Tată, îți mulțumesc că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți, dar într-o veche ediție spunea, de cei școlați ai ascuns aceste lucruri și le-ai descoperit pruncilor. Și într-adevăr că nu chiar se raportează bine expresia ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți, fiindcă adevărați înțelepți sunt cei care cunosc voia lui Dumnezeu și de ei nu este ascuns. Căci în Luca capitolul 8 ne spune, vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției câtă vreme pentru ceilalți sunt ascunse. Dar vouă v-a fost dat. Și atunci iese mai corect, ai ascuns aceste lucruri de cei școlați și le-ai descoperit pruncilor. Mare lucru! În sat la noi, unde am trăit, satul lui nevasta, de altfel, era preotul Coman Alexandru, bătrânul, că a fost urmat de un nepot, tot Coman Alexandru, dar pentru puțin timp. Ăla era un preot stimat de tot satul și făcea slujba necesară și predica la mormântări și cu orice ocazie erau. Dar la un moment dat a venit la Sfânta Pocăință un țigan de pe Valea Beului, trăiește și azi, ăsta. A fost mare bețiv și la un moment dat, pe scurt vreau să vă spun, Domnul i-a dat harul pocăinței. După ce s-a pocăit, totul s-a schimbat. Era o râpă, un deal, unde el a săpat și a făcut așa un bordei și acolo trăia cu familia. Tot ce avea, bea.
După ce s-a pocăit, bătrân era de acum, a făcut o școală de motopompiști și a intrat în servici și a grijit bănuță și în locul unde a fost bordeiul, a făcut așa terase și le-a umplut cu flori. Și din coace lângă el a făcut o casă frumoasă și a îmbrăcat casa și copiii și a pus neon. De atunci mai rar erau neoane. A pus neon în fața căsii și a pus perdele atât în lăuntru cât și afară la uși. Și tot împodobit. Că a venit la Iisus. Pe urma lui au venit și alte familii la Iisus. Într-o zi când el mergea, era după masa, la adunare cu harfa și Biblia în mână, în centrul satului era preotul și ceva edili ai satului, de la primărie, de la ăsta. Unul din ei începe să strige la el. Mă, ai nebunit și tu, mă? Te duci la pocăiți? Preotul să zică și el ceva. Ia, zice, s-o strica de cap și o lăsa leja. Dar ăsta să-mi toarnă înapoi. Părinte, când umblam în patru labe, atunci îmi țineam leja. Când înjuram pe toată lumea, atunci îmi țineam leja. Acum că mă vezi că mă duc cu Sfântul Cuvânt la rugăciune și când nu mai înjur și nu mai beau, acum m-am străcat? Preotul nu a mai avut ce să zică. Unul altul de acolo spune, m-aș veni și eu la pocăiți, mă, dacă ați face și voi ce-a făcut Domnul Iisus. Păi ce-a făcut Domnul Iisus și noi nu facem? Să faceți și voi, zice, vin din apă. De la vrei. Păi du-te la bogățan, că ăla care cu ciuberele din râu și bagă pe prune stricate ce le adună de pe câmp și pe toate minunile și porumbele și de toate și poți să bei vin din apă cât vrei. Dar la mine în casă Domnul Iisus a făcut mai mari minuni. Păi ce minune? Păi la mine în casă Domnul Iisus a făcut din vin pijamale la copii și din bere păpuci. Bă, tu ești nebun, mă. Nu-ți deloc nebun. Vine să vezi că copiii tăi nu se culcă seara îmbrăcați în pijamale frumoase, călcate și sprițuite cu parfum, ca și copiii mei. Știi când copiii mei umblau pe vale de sculți și se dădea pe gheață de sculți, că n-aveau încălțăminte? Acum nu mai, acum au păpuci. Vine să vezi, nu mai au ce să-i zică. Slăvit să fie Domnul! Întoarcerea la Dumnezeu face minuni. Noi știm, a zis Apostolul Pavel, și noi știm și ceea ce știm, nu știm povești, nu știm minciuni, știm un adevăr. Noi știm în adevăr ceea ce știm. A lui Dumnezeu să fie toată slava. Noi știm în adevăr
Ce știm? Auziți, că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Asta o știm noi. Și lumea nu știe așa ceva. Asta e una din tainele împărăției care nouă ne-a fost dat să cunoaștem. În Apocalipsa lui Ioan, în capitolul 21, putem să citim un lucru foarte interesant. Auziți, Apocalipsa 21 cu versetul 9 citim, pagina 1222, deci penultima filă scrisă din cartea Domnului Apocalipsa. Auziți ce zice aici? Apoi unul din cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire pline cu cele din urmă șapte urgii a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt mireasa, nevasta mielului. Ați auzit numai? Acolo, după ce au isprăvit de turnat pe pământ urgiile, unul din acei șapte a zis: vino să-ți arăt mireasa mielului. Și au zis ce i-a arătat. Versetul 10. Și m-a dus în Duhul pe un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se pogora din cer de la Dumnezeu. Ați auzit numai? Se pogora din cer de la Dumnezeu. Și asta era nou Ierusalim. Cum zice la Galateni? Dacă vreți să urmăriți, la Galateni 4 cu 26, pagina în Biblie 1142, Galateni 4 cu 26. Dar Ierusalimul cel de sus este slobod și el este mama noastră. Măriți să fie Domnul Iisus. Acum aș pune o întrebare pentru dumneavoastră. Mireasa sau biserica coboară din cer la noi sau se urcă de pe pământ la cer? Cercetarea scripturilor ne va face să pricepem multe lucruri. Și în scurta mea predică din seara aceasta, aș vrea ca Dumnezeu să ne deschidă mințile și să putem înțelege împreună cu toți sfinții, ca să putem zice și noi ca Pavel: știm! Nu suntem în necunoștință, știm,
și știm în adevăr. Slăvit să fie Domnul! Iată dar ce știm, că dacă se desface casa asta, dacă se desface, zice Apostolul Pavel aici, casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Vă povestem aseară așa în fugă, că noi atunci când l-am primit pe Iisus și am primit nașterea din nou și am fost sămânați cu sămânța lui Iisus în noi și apoi botezați cu Duhul Sfânt, acolo în cer s-a făcut originalul nostru. Și trupul ăsta a rămas copie. Dacă eu vreau să trimit undeva o hârtie cu un interes oarecare, eu dețin originalul și bag la fax și acolo sosește copia originalului. Dar faxul lui Dumnezeu face la fel. În momentul când ne face originalul în cer, în noi trimite copia originalului. Și astfel noi putem sluji lui Dumnezeu într-un duh nou, glorie Lui. Numai că trebuie să ne dăm toate silințele, cum zice Apostolul Petru. Dați-vă și voi toate silințele de acum, pentru că voi sunteți sămânați cu sămânța lui Iisus, adică cuvântul. Voi aveți în voi un om nou, pe Iisus, și voi trebuie să sămânați cu Iisus. Purtați-vă dar într-un chip vrednic de chemarea voastră, că nu e o chemare ca oricare, e o chemare la cer și e o chemare care ne modifică complet, ne modifică gândirea, ne modifică voința, ne modifică întregul caracter, dacă ne dăm toate silințele. Slăvit să fie Domnul! Pavel Apostolul pune și el o întrebare în 1 Corinteni, în capitolul 15, începând de la versetul 35. Cum vor învia morții? Da, întrebarea asta era pusă de către corinteni și el dă mai mult un răspuns decât întrebare. Și apoi începe să le spună cum va fi. Hai să citim și noi. 1 Corinteni 15, de la versetul 35. Auziți numai, pagina e aceea aproape, 1126, capitolul 15, versetul 35. Dar va zice cineva, cum
înviază morții și cu ce trup se vor întoarce. Nebun ce ești, ce samen tu, nu înviază dacă nu moare mai întâi? Și când sameni, sameni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte, cum se întâmplă, fie de grâu, fie de altă sămânță. Apoi Dumnezeu îi dă un trup, după cum voiește, și fiecărei sămințe îi dă un trup al ei. Nu orice trup este la fel, ci altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul păsărilor, altul a peștilor. Tot așa, sunt trupuri cerești și trupuri pământești, dar alta este strălucirea trupurilor cerești și alta a trupurilor pământești. Alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii și alta este strălucirea stelelor. Chiar o stea se deosebește în strălucire de altă stea. Așa este și învierea morților. Trupul acesta semănat în putrezire, trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire. Este semănat în ocară și înviază în slavă. Este semănat în neputință și înviază în putere. Este semănat trup firesc și înviază trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc. De aceea este scris: omul din tâi Adam a fost făcut un suflet viu, al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață. Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc. Ce este duhovnicesc vine pe urmă. Omul din tâi este din pământ, pământesc. Omul al doilea este din cer. Auziți acum? V-am povestit că atunci când căpătăm harul ăsta al nașterii din nou și botezul cu Duhul Sfânt, în cer ni se face originalul trupului. Ăsta rămâne o copie. Omul al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești. Cum este cel ceresc, referitor la Iisus, așa sunt și cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Ce spun eu, fraților? Este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, nu vom muri toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță, care am citit-o și în Apocalips. Unul din cei șapte îngeri a venit și mi-a zis: hai, trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Acum, căci trup trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire, când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire
și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: moartea a fost înghițită de biruință. Glorie Domnului! Unde ți este biruința, moarte? Unde ți este boldul, moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea care o aveți aici. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, prea iubiți mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna lucru Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zădarnică. Măriți să fie Domnul! Știm în adevăr ce ni se va întâmpla și cum se va întâmpla. Odată călătoream pe tren, cum eu călătoresc mult, pe un accelerat spre Brașov, în compartiment mai erau locuri goale și a venit două persoane. Unul avea mai mult bagaj la el și și-a lăsat valiza acei lângă ușa compartimentului, a intrat în compartiment și a pus serveta, s-a dezbrăcat de haine și le-a aranjat acolo și s-a înturnat să-și ia și valiza. Și când s-a înturnat să-și ia valiza, valiza nu mai era acolo. Trecuse alți doi înși cu o valiză în mână. Dar valiza era în așa fel făcută că sămâna bine a valiză. Din lemn, ușor și gol în lăuntru. Aici avea niște cleme. Două aici, două aici. El ținea așa. Cum a trecut pe aici până ăla să dezbrăca, toată lumea l-a văzut cu valiza în mână. Dar el numai atât a făcut. Și-a lăsat valiza lui peste valiza omului și-a ridicat-o și merea povestind. Toată lumea l-a văzut cu valiza în mână și tot cu valiza în mână s-a dus mai departe, dar în lăuntru era valiza a lui la. Valiza mea, valiza mea, dar valiza nu mai era. Cum să se agheață de ăsta că l-a văzut că vine cu valiza în mână? Ei, mi-am închipuit eu. Exact așa va fi când vine Domnul Iisus cu noul Ierusalim, cu cortul lui Dumnezeu, cu oamenii, mireasa melului. Ea va veni cu trupurile noastre originale. Și ați văzut cum am citit aici? Vom fi îmbrăcați peste acesta. Domnul Iisus își aseamănă venirea sa cu un hoț care vine noaptea. Și el într-adevăr vine, dar el nu fură nimic. El nu e numai ceea lui. Și ceea lui va lăsa trupul ăla de sus peste ăsta și ăsta pe dată, fiind materie, nu se va mai vedea nimic din el. Nici haine, nici păpuci, nici păr, nici piele, nici oasă, nici sânge, nimic. Că va fi înghițit. Putreziciunea va fi înghițită. De ce nu putrezește?
și moartea va fi înghițită de viață și atunci vom fi ca El. Mărească-i să numele. Nu vom sămâna cum sămânăm acum. Mulți visează. Nu prez eu de părere cu visele astea. C-o visa pe tata, c-o visa pe mama. Mulți mă mai tot întreabă și pe mine, n-ai mai visat pe sora, n-ai... Mai lăsați-mă, mă, cu de astea, mă. Care s-a dus acasă, la nu vine să stea cu mine. O petrecut destule nopți de n-o putut dormi, ori de boală, ori de copii, ori, păi nu mai vine să-și piardă vremea cu mine. Are de lucru în cer la Dumnezeu, că acolo s-a dus. Dar unii visează. Păi l-am văzut, cum era el. Păi n-ai văzut bine, mă, omule. Că odată ce se mută de aici, nu mai seamănă cu cei aici. S-a gătat. Domnul Iisus Hristos a stat în mormânt o perioadă scurtă de timp pe care noi o putem măsura și o putem cunoaște. Și când a înviat, l-a mai cunoscut cineva? Nu l-a mai cunoscut nimeni. Nu l-a mai cunoscut nici Petru, nici Ioan, nici fratele lui Iacov, nici niciunul, nu l-a mai cunoscut. Ci ori de câte ori apărea să identifica, veniți, pipăiți-mă și vedeți. Eu sunt. Și-o mâncat cu ei și i-o servit el cu pește frit, ca să-l poată cunoaște că el este, dar nu mai sămâna deloc. Și Pavel le spunea aici, nu răsare ce s-amini, răsare un alt trup. Așa am citit. De aceea, dragii mei, noi știm, pe noi nu ne duce în eroare un vis faimos, că a fost în rai, că a fost în iad, că a fost nu știu unde a fost. Și-ți înșiră și scrie o carte cu un vis și-ți descrie tot felul de lucruri dintr-o lume, știu eu de unde și cum. Dar Apostolul Pavel, omul sfânt al lui Dumnezeu, n-a visat, a fost real în al treilea cer și a venit de acolo înapoi și nu a putut explica nimic. De ce? Pentru că tot ce a fost acolo nu avea asemănare aici. Dacă ar fi sămâna casa de acolo cu căsile astea, a pot spune, sămâna cu castelul Peleș. Dar nu seamănă, măi oameni. Sau sămâna cu un pom de mango din ăsta roșu și verde, care când îl vezi, du-te în Florida să vezi unul, aici pare că nu este mango. Păi când te uiți, vai, Doamne, ce frumusețe! Mare cât un nug mare și o codiță subțire, câte de 40 de 60 de centimetri, spânzură fructul ăla. Partea de cătăsoare roșu și partea alaltă verde și pe din afara pomului totul încărcatul e așa, gândești că e un pom din ăla de sărbătorile de iarnă, cum îl fac oamenii.
atâta de frumos. Păi dacă era ca ăla, spunea, am văzut pom care semănau cu mango, dar bă, nu, măi! Ochi de om n-a văzut. Urechea n-a auzit. La inima omului așa ceva nu s-a suit. Așa sunt lucrurile acolo. N-ai ce povesti de ele. Te înșeli, pierzi vremea. Nu au asemănare. Și trupurile noastre la înviere nu le putem noi descrie cum or fi. Știm, a zis apostolul, și știm în adevăr, când se va arăta el, vom fi ca el. Păi asta o știm în adevăr. Mărească-se numele Domnului. Noi suntem proprietari în istoria individului a trei case. Prima este numită cort, cum am citit, cortul nostru trupesc. Ăsta, trupul ăsta, carne și sânge. Sau casă, sau cort. A doua, casa asta de zid. Dar casa asta, cortul ăsta, nu poate traversa în împărăția eternă. Ăsta e din pământ, rămâne în pământ. Nu poate traversa să moștenească carnea și sângele acolo. Ce i-a dat? Dacă moare mai devreme, să putrăzească în pământ. Din elementele componente ale trupului, aer, apă și lumină, care niciuna din aceste componente nu-s menite să piară. Carnea și sângele se distruge. Dar elementele acestea, oriunde-i fi tu, aruncat în apă, în foc, în pământ, oriunde vei fi tu, elementele astea, la mărețul glas a trâmbiței, vor trebui să se prezinte și ele vor primi trupul original care coboară din cer de la Dumnezeu. În schimb, dacă vei fi viu, ai văzut ce-o zis Pavel? Vom fi îmbrăcați cu cortul nostru, clădirea noastră, care nu-i făcută de mână, peste asta. Și ce este muritor în noi, va fi înghițit de viață. Mărit să fie Domnul! Deci, știm în adevăr. În Tesaloniceni 4 ne spune: nu vroim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care nu știe nimic, care n-au nădejde. Pentru că vine un moment când însăși Domnul va suna din cer. Persoana întâi, Domnul,
cu trâmbița lui Dumnezeu, persoana a doua, și glasul unui arhanghel. Întâi, la sunetul ăsta întreit și plin de o mare putere, care va fi auzit deodată și pe tot pământul, vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii vom fi transformați, auzi? Vom fi înghițiți de cortul ceresc peste acesta. Că dacă am purtat trupul acesta pământesc, vom purta și trupul cel ceresc. Și cum a fost cel pământesc Adam, așa purtăm noi trupurile astea adamice. Și cum e trupul sau cum e cortul cel ceresc, acelui ceresc, al lui Hristos, așa vom avea noi mai departe trupuri, ca și Hristos. Știm în adevăr, măriți să fie Domnul. Dar continuă pe lângă știința aceasta și alte lucruri. Gemem în cortul acesta plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu lăcașul nostru ceresc. Negreșit, dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Aici se poate ascunde două mari secrete. Dezbrăcați de el, am putea zice pe o parte moartea, putrezirea, dar gândindu-ne că și cei din morminte vor fi îmbrăcați cu aceleași trupuri care vin din cer și care vor forma mireasa, nu mai putem rămâne la asta, ci pășim mai departe dacă nu vom fi dezbrăcați de el. Adică, dacă n-am păcătuit împotriva trupului nostru, orice act trupesc, cum este curvia, preacurvia, malahia, masturbația, cum îi spune științific, sodomia, cu toate lacunele și laturile ei, dacă îți place să trăiești în ele și nu te pocăiești, tu păcătuiești împotriva trupului tău. Și astfel tu poți să fii dezbrăcat de trup. Și dacă ești dezbrăcat de trup, chiar dacă îți vine trupul de acolo, nu poți fi îmbrăcat. Și Pavel spune despre cel din Corint, ca să fie și el în ziua Domnului un suflet sau un duh slujitor, dar nu un trup. Și ăsta e lucru mare. Deci, de aceea, cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă la atâta veghere să nu păcătuiți. Domnul să ne binecuvinteze, ca să nu fim dezbrăcați de trup. Că dacă nu vei avea parte de trupul ceresc, partea lor va fi partea celor de
afară. Deci nu vor putea avea locașul ceresc. Și vor fi afară. Și apoi în Apocalipsa și peste tot îți arată afară cine sunt? Câinii. Ce fac câinii? Câinii-s buni prieteni, buni tovarăși. Și Domnul îi mustrea pe farisei, cum v-am povestit că ei făcea școală ca să le rămână urmași. Păi zicea, voi ocăliți pământul și marea ca să faceți un ucenic pentru Dumnezeu. Dar când faceți, ce vă faceți? Un tovarăș de credință, adică un câine. În loc să faceți un ucenic pentru Dumnezeu, faceți un tovarăș de credință. Ăla nu va ține niciodată la adevărul pur biblic, ci ăla va ține la tovărășia ta. Ăla va fi foc și pară pentru tine, spusele tale pentru el vor fi de aur. Ăla va lupta pentru tine, ăla va lupta pentru organizația din care faci parte. El va lupta pentru interese și în loc să ajungă un ucenic, faceți din el un tovarăș de credință pe care îl numește mai târziu profeția și Domnul Iisus ce? Un fiu agenei. Ai luptat 30 de ani să faci un om care să-ți rămână în loc și faci un fiu al genei. Nu vă mira asta. Afară sunt câinii. Ăștia latră pe oricine nu-l recunoaște el. Latră, mușcă. Și îndepartă. Tovarășii ăștia de credință, Doamne ferește, că am zis destul tovarășe și tovarășe, să gătăm cu asta. Să fie frați cu Iisus și ucenici al lui Iisus. Mărit să fie Domnul. Afară sunt câinii, curvarii, vrăjitorii, închinătorii la idoli. Și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună, mă umple teama și groaza. Am povestit odată undeva într-o biserică despre felul corect de trai. Și am luat un exemplu pe menoniții ăștia, ameșii ăia, cum le zice. Măi, la ăla îi vine cecul acasă pentru 5-6 copii, alocația de stat pentru copii. Și el îl întoarnă, îl semnează pe spate și pune un bilet, eu n-am muncit pentru banii ăștia. Și îi trimite înapoi. Nu vrea să ție banii ăia nemunciți. Dar le explicam acolo, aici aș vrea să nu-l prindă, numai să auziți.
Măi, unii din voi luați pensie de boală și n-ați fost bolnav niciodată. Unii din voi ați făcut pe nebunul în spital și peste tot și ați luat pensie de boală. Alții ați făcut cu ochii că nu mai puteți și ați luat pensie de boală. Și alții, cine știe ce învârteli? Și luați bani. Voi nu iubiți minciuna și nu trăiți în minciună. Voi trăiți din minciună. Înțelegeți? Voi trăiți din minciună. Doamne, ferește-ne! E un lucru mare. Apoi, oricine iubește minciuna, cum le-a mai explicat acolo? Era o soră la noi, tânără, vreo 40 de ani, albit pe cap ca oaia. Și merea cu bărbatul s-o de braț. Dar soacră sa vinea și e. Soacră sa nu era albă deloc. Pe cap. Îmbrăcate amândouă frumos. La un moment dat asta îl lasă de braț, stă de vorbă cu mama sa, cu socra lui ăsta. Dar colegul lui, care nu-l văzuse de multă vreme, vine și dă mâna cu el și întreabă despre nevastă sa: îi mama ta? Dar era nevasta lui. Ăsta râde și îi explică la să rușinează, mă, de numai. Vai, Doamne, iartă-mă, zice, că m-ați făcut să sufer o rușine. Pă, măi, soră, acum sunt atâtea lucruri, apă, nu poți lua ceva să dai pe păr să ți-l faci negru sau roșcat sau cumva. Da, asta, zice, ferească-mă Dumnezeu. Eu nu vreau să trăiesc în minciună. Pă, dacă așa mi-a făcut Dumnezeu părul, apoi eu nu mint, mă, de ce să mint? Că am alt păr. Cum ne l-a făcut Dumnezeu, așa trăiesc. Dar vezi, trăiesc atâția în minciună, pe atâtea căi. A avut niște sprânceane bogate și le smulge și le face cu creion. Ăla e adevăr sau e minciună? Doamne, iartă-mă, Doamne, iartă-mă, că acum prea multe vă spun. Dar vreau să vă spun numai că noi știm ce știm în adevăr. Cine trăiește în neprihănire e neprihănit. Și cine nu trăiește în neprihănire nu e neprihănit. Eu asta știu. Cum știți dumneavoastră? Tot așa, măi. Domnul să ne ajute la acestea. Gemem în cortul acesta plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul celălalt, locașul nostru ceresc. Negreșit dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Chiar în cortul acesta, deci, gemem apăsați. Nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, pentru ca ce este muritor în noi să fie înghițit de viață.
să vină cu valiza lui dumnezeiască, să o pună peste asta și să ne duc cu el. Și cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a dat arvuna Duhului. Deci Dumnezeu a hotărât ca noi să avem parte de această minunată transformare la venirea lui Iisus și El ne-a făcut pentru aceasta și ce a făcut El este că a pus în noi o arvună a Duhului Sfânt. Ne-a pecetruit și ne-a botezat cu Duhul Sfânt. De aceea, zice în Efeseni 4, dacă vreți să urmăriți în Efeseni 4, de la versetul 8, căci prin har ați fost mântuit, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Ați auzit? Meșter și ziditor e Dumnezeu. Am citit în altă parte. Și acum ne spune că am fost zidiți de Dumnezeu în Iisus. De aceea, voi care altă dată, adică asta am citit din 2, 8 cu 9 și 10, 11 spune, de aceea voi care altă dată erați neamuri din naștere, numiți netăiați împrejur de către acei care se cheamă tăiați împrejur și care sunt tăiați împrejur în trup de mâna omului, aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, un lucru, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Și acum, dacă dăm o pagină, să trecem în 4 și să începem acum de la versetul 17, pagina 1148. Iată dar ce vă spun și mărturisesc în Domnul, eu în Domnul, să nu mai trăiesc cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor. Deci mintea întunecată a venit în urma împietririi. Ei au fost luminați odată, dar s-au împietrit și n-au mai urmat calea Domnului. Ei și-au pierdut, nu că n-au avut, ei și-au pierdut orice pic de simțire sau de dala de sfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre ca să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințire pe care o dă adevărul. Vedeți dumneavoastră, atâția predică că oamenii toți sunt chipul lui Dumnezeu. Și nu e un adevăr.
Omul a fost făcut după chipul lui Dumnezeu, dar nu mai are chipul lui Dumnezeu. Oamenii, noi, avem chipul lui Adam. Dacă mergeți în Genesa, și hai chiar să mergem, că văd că vă uitați lung un pic, confuz, să mergem în Genesa ca să știți bine ce vorbim. Uitați dumneavoastră, în Genesa, în capitolul 1, ni se spune în versetul 27, Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Versetul 26, apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Și 27 spune că Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său. Dar dacă mai întoarcem iarăși o foaie întreagă, să ne oprim în capitolul 5, scurt, la versetul 3. La vârstă de 130 de ani, Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ați putea pune asta așa, a spus-o, la vârstă de 130 de ani, Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui. Oamenii în continuare, deci, nu mai sunt după chipul lui Dumnezeu, ci după chipul și asemănarea lui Adam. Om pământesc, om firesc, om căzut dinaintea lui Dumnezeu și nemai având chipul lui Dumnezeu, nici asemănarea. Dar acum suntem invitați în Efeseni 4, cu versetul 24, și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Știm în adevăr, trăim în adevăr. De aceea lăsați-vă de minciună, pe orice plan, fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și să nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Cine fura, să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui ce n-a, celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Acum, toate acestea care țin de omul vechi și de chipul și asemănarea lui Adam, întristează pe Duhul Sfânt. Și toate acele care îs după chipul lui Dumnezeu și asemănarea lui, astea înveselesc pe Duhul Sfânt. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, deci dacă ai un suflet care mereu, mereu emană amărăciune, stai rău, frate. Orice iuțime care te face să trânzi, să zberi, stai rău. Orice mânie, îi bai. Orice strigare, apoi orice clevetire și orice fel de răutate, să piară
din mijlocul vostru, slăvit să fie Domnul. Puteți citi acasă și mai mult și mai departe la așa ceva. Știm deci în adevăr, cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu care ne-a dat arvuna Duhului. Așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere că știm că dacă suntem acasă în trup, pribejim departe de Domnul, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Dar suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. De aceea ne și silim să-i fim plăcuți. Dați-vă toate silințele, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăie în trup, slăvit să fie Domnul Iisus Hristos. Nu uitați, trupul acesta este doar o copie și noi avem un original pe care îl vom primi în ziua aceea când vine Domnul și când coboară din cer nou Ierusalim cu locașurile noastre cerești cu care să ne îmbrace peste acestea, fie preamărit Dumnezeu. Așteptăm ziua aceea, dorim ziua aceea și știm în adevăr că dacă ne dăm toate silințele, vom trăi cu Iisus toată veșnicia. Amin! Amin. Domnul să ne ajute! Poate că... nu chiar am trecut mult. Slavă Domnului! Ne-o fă frică! Acum, ce să vă spun, nu știu cum v-a plăcut lecția din seara asta, dar mă gândesc că i-o pus pe mulți pe gânduri și facă Dumnezeu așa să vă frământe gândul încât să iasă o plămădeală nouă. Măriți să fie Domnul, că așa ne vrea Iisus, o plămădeală nouă. Dacă cineva are nevoie de o rugăciune, seara asta mai sunt aici, mâine dimineață mă voi odihni un pic și apoi, știu eu, pe la 9 sau așa va trebui să plecăm la avion. Și Domnul Iisus Hristos să binecuvinteze adunarea asta. Amin. Și să vă răsplătească tot ce ați făcut și faptul că m-ați primit pe mine, care sunt un om neînsemnat și slab și bătrân de acum și mai urâțel un pic, că frumusețea tinereții a trecut. Dar mărit să fie Domnul Iisus Hristos, că frumusețea stă în har. Despre Domnul Iisus zice Psalmul 45, ești cel mai frumos dintre oameni. Dar dacă citești pe Isaia, cu 4 versete mai sus de capitolul 53, în 52 și apoi vii pe acolo la vale, spune că așa era fața lui, de să deosebe cu totul de-a fiilor oamenilor. N-avea nimic să ne placă, dar harul îl făcea plăcut. Domnul să ne ajute pe toți, harul să ne facă plăcuți. Amin. Hai să ne ridicăm.
Și cum am zis mai înainte, dacă cineva dorește să mă rog expre pentru el, îi rog să vină aici în față, să îngenuncheze și mă rog pentru ei și în timpul ăsta să se roage toată adunarea cu multă credință ca Dumnezeu din cer să coboare cu harul lui, care este noi pe care fie